E vremea în care se culeg prunele și gospodinele prepară cel mai bun magiun din fructele zemoase. Fiecare regiune a țării are propriul ingredient secret din rețetă. Am fost la Vețel, lângă Deva, unde Silvia Olari prepară desertul înceaune și vase de lut moștenite de la bunici. Astfel, gustul este unul desăvârșit. E mof de ele pe jos, le strângem toate. Care-s bune, le punem la dulceață, care-s rele, le punem la vinars. Prunele scoapte sunt foarte frumoase și atunci am hotărât că ziua asta o dedicăm magiunului. Magiuncale la noi se numește liptari. Prima acțiune e să culegem prunele. Am scuturat bine prunul, am cules prunele, le alegem pe alea frumoase, fără codițe, le spălăm și le punem în cazan și începem să facem magiunul cu ele. Va fi o zi întreagă de lucru. Liptariul nu are o rețetă complicată, dar munca este solicitantă. Preparatul le ia gospodinelor o zi întreagă, pentru că trebuie amestecat ore în șir în ceaunul cu prune așezat deasupra focului cu lemne. Ca și toamna, facem pentru iarnă, să avem tot felul de bunătăți. De data asta facem liptari. La noi aici liptari zice, el e magiun de Vețel. Din prune, am cules prunele, le fierbem bine până se dezlipesc de pe sâmburi, urmează să le strecurăm, după ce le strecurăm le punem din nou la fierb și le fierbem așa până diseară, dacă ne ajută Dumnezeu, am început de dimineață și până seara și seara se face tare, tare de tot. Ce miros de prună, de toamnă, mirosul e fantastic. După câteva ore de fiert, amestecul se strecoară. Silvia Olare a păstrat și vechile strecurători, ciururile țărănești folosite în gospodăriile bunicilor. Am adus uneltele cu care strecurăm. Una e din pământ, una e, nu știm din ce, din alamă, din făcută pe suport de lemn. Așa, foarte interesantă, pe suport de lemn și cu ciur. Și cu asta strecurăm. Prunele topit și au ieșit sâmbură, au rămas sâmburele. Și atunci când nu mai vezi prune, numai sâmburi, știi că a venit momentul să-l strecori. E ciur de lut. Sunt vechi, așa se făcea și pe foarte vremea. Vechi. Foarte, foarte vechi. Ei așa le făceau. Cam nu mai face nimeni, ziua de astăzi nu mai face nimeni. După ce se separă sâmburii de zeama de prune, ceaunul se curăță bine și apoi se pune din nou la foc cu amestecul aromat. E o conservă mai bună, mai dietetică, mai sănătoasă și cred că ar trebui să, în continuare, noi să păstrăm această tradiție. În primul rând, se mănâncă pe pâine. A doua oară se mai mănâncă și cu mămăligă. Cam acolo. Și clătite. Am uitat de clătite, cel mai important. Liptarul este gata atunci când consistența devine una cremoasă. Asta e consistența finală a lui. S-a întărit, nu are zahăr, nu are absolut nimic în el. Am învățat-o de la bunica mea. Cu bunica mea, Dumnezeu să o ierte, făceam liptari. La bunica se numea sâlvoiță, nu liptar. Și în al doilea rând, eu sunt diabetică. Ea este din prune fără zahăr, foarte indicat pentru cei cu diabet. Puțin, nu în cantitate mare, dar se poate mânca. Să păstrăm tradiția, de ce nu? Nu mai face nimeni. Trebuie să reînvățăm să facem ceea ce făceau bătrânii. Pus în ulcele de lut, liptariul se păstrează excelent peste iarnă, fără pic de conservant.